A murit unul dintre cei mai cunoscuți miliardari de pe planetă, este vorba de Jim Simons, unul dintre cei mai de succes investitori din istoria Wall Street-ului. Regretatul matematician a murit la vârsta de 86 de ani, după ce a strâns o avere estimată de 31,4 miliarde de dolari. Jim Simons a fost un matematician și om de afaceri american renumit pentru fondarea Renaissance Technologies, o companie de investiții care a devenit cunoscută pentru utilizarea algoritmilor și analizei matematice complexe pentru a realiza profituri pe piețele financiare. S-a născut pe 25 aprilie 1938 și a avut o carieră impresionantă în matematică înainte de a se dedica industriei financiare. Simons și-a început cariera ca profesor de matematică la MIT și la Universitatea Harvard și a avut contribuții semnificative în domenii precum geometria diferențială și topologia. În 1978, a părăsit cariera academică pentru a se concentra pe finanțe. A fondat Renaissance Technologies, o companie care a revoluționat industria investițiilor prin utilizarea unor modele matematice avansate și a tehnologiei informatice pentru a identifica modele și tendințe pe piețele financiare și a profita de ele, sub conducerea lui Simons. Renaissance Technologies a obținut randamente extraordinare, depășindu-i pe majoritatea managerilor de fonduri speculative. În timp ce strategiile exacte ale companiei rămân în mare parte secrete. Se crede că se bazează pe modele matematice sofisticate pentru a detecta modele pe piețele financiare și a lua decizii de tranzacționare informate. În afară de succesul său în finanțe, Simons este cunoscut și pentru generozitatea sa filantropică. A fondat Fundația Simons împreună cu soția sa, Marilyn, care sprijină o varietate de inițiative în domeniul științei și educației.